Lucela Abraham, doamna prefect. Doamna prefect a județului nostru, doamna Lucela. Directorii Așa am avut de jurământ. A luat toată săptămâna că n-am putut să facem pregătit. Și în ziua jurământului dimineață să vă spunea colegiul. Să vedeți ce relație am. Ce treabă, da. Și mai mult intelectual, care era cineva, cineva mi-a dat replica. Ulei din ăla că... Bine, asta se pare pe glumă. O glumă care... Glumele cu care noi eram obișnuiți. Da. Ocazia ceremoniei în ziua poliției, respectiv așa cum a hotărât conducerea școlii. Și fac o paranteză, în această săptămână am plantat 200 de brazi în școală cu sprijinul ocolului Silvic de la Câmpina. Le mulțumesc cu această ocazie colegilor cursanți care au fost cei mai munciți din punctul ăsta de vedere. Și spuneam că s-a luat decizia în Consiliul de Conducere al școlii ca astăzi să plantăm brazi în onoarea dumneavoastră. Astfel încât fiecare dintre dumneavoastră aici să aibă un brad. Și am luat decizia, deși ne-a fost greu, dar cred că a fost bună, ca aici în stânga să plantăm brazii directorilor școlii, în dreapta brazii directorilor adjunți, pe aleea pe care am venit începem astăzi și vom continua brazii inspectorilor generale Poliției Române și primul care va planta primul brad al unui inspector general este domnul general Abraham. Îi mulțumesc cu această ocazie că a venit. De asemenea, celelalte personalități care sunt invitate, Asociația Cadrelor în Rezervă și Liceul și toți ceilalți, vor avea cât un prad plantat. Rugămintea mea este ca dumneavoastră, de câte ori treceți pe la Câmpina sau pe lângă Câmpina, să nu ne ocoliți și să veniți să mai puneți o cănuță de apă și să vedeți cum a evoluat acest pom, care este un simbol. La fericit. Să punem Cred că trebuie să mai... Hai să mai punem niște pământ. Mai punem pământ. Mai punem pământ. Așa. Aș dori să acceptați să primiți din partea școlii un fanion, reprezintă primul steag al Poliției Române, steagul Hagiei, cel care, așa cum știm cu toții, în 1822 a fost înmânat de domnitorul Ghica, primului adă, Mihăiță Filipescu. Și noi am zis să aveți o amintire de la noi, am făcut aceste fanioane, aici este steagul, primul, cu această scenă mirifică, unde Maica Domnului primește vestea de la înger, de la Arhanghelul, Arhanghelul Gabriel, vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla și pentru noi a rămas pentru toți cel mai frumos lucru în viață, nașterea Domnului. Iar pe spate, ca să nu uitați de noi, este sigla școlii.
și felicit pe cei care au contribuit la elaborarea acestei zile. Eu am găsit-o așa și așa o voi păstra. Semnată în ministrul afacerilor
Carmen Daniela Dan.